Ramona Olaru și Cătălin Cazacu trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Deși nu formează un cuplu de foarte mult timp, cei doi amorezi au reușit să atragă de partea lor o mulțime de fani, care îi urmăresc frecvent, în special pe rețelele de socializare, acolo unde din când în când se mai postează. Ei bine, chiar dacă aparițiile în doi sunt destul de rare, Ramona Olaru nu ratează nicio ocazie să vorbească despre partenerul de viață, așa cum a făcut și recent, în cadrul emisiunii unde este asistentă TV. Blondina s-a urcat pe motor, alături de iubitul ei, iar cei doi îndrăgostiți au trecut printr-o peripeție, în toată ploaia pe care ați văzut-o pe geam a curs pe mine. Ramona Olaru și Cătălin Cazacu au uitat de avertizările meteorologilor și s-au aventurat într-o plimbare cu motorul, care nu a fost o experiență tocmai plăcută, asta pentru că a plouat torențial, chiar violent, în toată capitala. Ei bine, furtuna i-a prins pe cei doi pe motor, iar Ramona Olaru, deși îl avertizase pe iubitul ei că va ploua, a spus că nu se va mai urca niciodată pe motor, mai ales că acum se confruntă cu câteva dureri de ieri, m-a mâncat în urechi să mă urc pe motor, cu domnul din dotare. I-am spus că o să plouă în maxim o oră și el zicea că ne întoarcem într-o oră. Au trecut 3 ore, ro-alertul suna, el zicea că nu o să plouă. Ei bine, toată ploaia pe care ați văzut-o pe geam a curs pe mine. Eram în câmp plin, am zis că nu mă mai urc niciodată pe motor. Mă dor oasele de la recele ploii de ieri, a spus Ramona Olaru, în cadrul emisiunii lui Răz, dezvăluirea făcută de blondină, despre iubitul ei. În urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii unde este asistentă TV, Ramona Olaru a vorbit despre iubitul ei, despre care a dezvăluit că nu se ocupă doar cu motociclismul. Ei bine, cu un simț al umorului bine dezvoltat, de care a dat dovadă mereu, blondina a specificat că partenerul ei de viață, Cătălin Cazacu, mai are și alte ocupații pe lângă sportul pe care îl practică de o viață, nu se ocupă doar cu motociclismul, ci și cu papetăria, pentru că îi place să papetăria, a mărturisit Ramona Olaru, în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii prezentată de Daniu.